copiii tăi decât pe mine și ai crescut doi obraznici care nu te ascultă nici pe tine, nici pe Dumnezeu, nu mai fac nici voia lui Dumnezeu și nici măcar voia tatălui lor, să știi că preoția îi ruptă de la tine și băieții ăștia tăi, doi obraznici, vor muri în aceeași zi. Și așa s-a întâmplat. Ascultă-mă, când Dumnezeu te mustră și pe tine ca și tată sau mamă, nu disprețui mustrarea lui Dumnezeu. Nu te supăra. Dar învață de aici și mustră-ți copiii la timp ca să crească bine și educați frumos. Vreau să mergem mai departe și vreau să vă dau un exemplu din viața noastră de familie. Nu-mi prea place să dau așa exemple, dar ne ajută. Lisa noastră abia era scăpată de Pampers, abia începea să vorbească și așa. Rebecca, cu 3 ani și jumătate mai mare, se jucau, aveau o cameră de joacă, jucării pe acolo. Când terminau cu jucatul, spuneam, hei, adunați-vă jucăriile. Păi, tati, Lisa, tati, Rebecca. Și atunci le spun într-o zi, lăsați că le adun eu. Ele bazate pe cuvântul meu, că eu-s tata. Ce spun, fac. Și am luat un sac și am început să pun jucăriile de pe jos în sac. Și au venit fetele. Tati, ce faci? Încremenite. Păi noi niciodată n-am aranjat jucăriile în sac. Înțelegeți? Niciodată. Le puneam în sac și am spus, am să le duc la second și să se bucure alți copii de ele care n-au jucării și care știu să și le aranjeze după ce se joacă. Tati, am început să plângă. Tati, le aranjăm. Le aranjați? Da. Le-am răsturnat în mijlocul camerei de joacă și am spus, acum fiecare jucărie la locul ei. În câteva minute, ca și furnicile și-au aranjat jucăriile, dar vreau să vă spun ceva. Au trecut ani și au mers la școală și veneau colegele să se joace. N-a fost odată, chiar dacă veneau toate colegele din clasă, știți cum era acolo? Ca și după al doilea război mondial. Dar plecau fetele și Rebecca și Lisa nici nu se schimbau, nici nu mâncau, își aranjau jucăriile. Înțelegeți? Îl mustri pe copil la timp și culegi roade bune. Doamne ajută-ne! Amin. Haideți să mergem mai departe, că suntem pe final cu timpul, nu cu subiectul, dar încercăm să ne încadrăm în timp. Al cincilea lucru pe care vreau să-l... al patrulea lucru, ăsta îl tratăm mai pe scurt, că avem câteva minute. Cum putem să avem copii educați? Putem să avem copii educați aplicând pedeapsă atunci când se impune. Vreau să vă repet și să o explic, să nu mă considerați. O să avem copii educați dacă aplicăm pedeapsă atunci când se impune. Acum, fraților, noi trăim într-o societate în care dacă i-ai dat o palmă la Pampers, la copil sau o nuieluță, vine Barnabernic pe tine și, da, dezastru. Și atunci dăm sfoară prin țară și prin toată lumea să se roage frații să iasă în stradă pentru că niște, da, ne-au luat copiii. Dar ascultați-mă, avem o gamă așa de largă de pedepse încât... asta corporală trebuie să fie ultima. Amin? Și sunt multe metode. Fiecare părinte știe metoda lui. Dar vă spun ceva. Atinge-l pe copil exact acolo unde îl doare mai tare decât o bătaie. Deci nu vă spun acum dacă e la un copil de 7 ani sau un copil de 4 ani care nu mai mănâncă numai cu telefonul, iei telefonul, l-ai nenorocit. Înțelegeți? Deci, avem o gamă largă de a aplica pedepse. Dar vă rog, aplicați-le imediat ce trebuie aplicate. Și dacă ai spus, tată, dacă ai spus, vezi, dacă nu ai făcut aia,
Se întâmplă, ține-te de promisiune, că altfel tu nu mai ai cuvânt înaintea copiilor. El nu te mai crede. Da? Deci, taților, cu voi vreau să vorbesc mai mult și la voi mă refer mai mult pentru că noi suntem de cele mai multe ori absenți din educarea copiilor. Vă rog să vă interesați de ei, de, nu știu, să știi ce-i place, te duci cu el la cumpărături, ce-a apărut nou pe piață, haine, nu știu, întreabă de haine de firmă, bă, tu ești tot cu tractoarele și cu astea de... Înțelegi? Și tu trebuie să fii, chiar dacă nu înțelegi toate chestiunile care ți le spune el, arată-te interesat de... Și cum mai este cu chestia aia, da, colegii aia tăi? A, îți povestește el. El nu are nevoie de multe ori să-i dai sfaturi. Are nevoie de tine să-l asculți, că ești tată. Fraților, să aplicați pedepse atunci când se impun, dar aplicațiile din gama aia largă, pe alea care trebuiesc. Da? Și faceți-o doar când este nevoie. O altă chestiune, cum putem să avem copii educați? Putem să avem copii educați prin încurajare. Prin încurajare. Fraților, noi de cele mai multe ori uităm să fim suporterii copiilor noștri. Să-i aplaudăm, să... Ai făcut bine. A venit cineva la noi în urmă cu câțiva ani, o familie, și băiatul era de asta nou intrat pe la liceu, așa, și s-a dus la noi în grădină și a zis, wow, Sever, poți să mă duc cu tractorul de tăiat iarbă să tai iarbă? Da, i-am arătat cum să meargă să taie iarba în grădină. Și a venit mama lui și s-a uitat, wow, mă, extraordinar, nici n-am știut că tu te pricepi la asta. Și s-a dus la soțul ei, la tatăl copilului. Hei, spune și tu ceva de apreciere. El trebuie să știe, a făcut ceva. Trebuie să știe că tata și mama apreciază. Dacă știm să-i luăm la rost pentru orice problemă, pentru orice lucru care îl fac și nu-i după educația noastră, dacă știm să aplicăm o pedeapsă atunci când se impune, trebuie să știi să-l încurajezi atunci când e nevoie. Amin? Trebuie să știi să-l încurajezi. Hei, am știut că tu ești capabil de asta. Știu că tu poți mai mult. Știu, eu am încredere că tu poți să faci lucrurile mult mai bine. Deci vreau să vă spun că asta eu am experimentat-o ca și tată. Și m-am uimit de rezultatele care au dat metoda aceasta. Da? Mult mai mult decât aceea. Hai mă, fă, hai că tu ești ultimul. Apropo, aveți grijă cum vorbiți cu copiii voștri. Bă, n-o să fie nimic de capul tău în viața ta. Tu la, știți cum eram noi când eram copii? La coada vaci o să ajungi. Acum nu le mai pot spune că și acolo se câștigă bani buni, știți? Înțelegeți? Dar, când eu eram copil, să-mi spună tata meu că o să ajung la coada vacii, adică eu să am grijă de vacile oamenilor din sat, era... Deci nu vorbim acum de oameni care lucrează într-o fermă, care fac, cei mai mulți fac o școală pentru asta. Și lucrează în alte condiții, pe alți bani. A? Dar nu-i spui la copil, bă, tu, nimica nu o să fie de capul tău. Tu ești ca și... Pentru că s-ar putea ca el să devină exact ceea ce îi spui tu. A fost un băiat care venea la tatălui și știți, la noi în România... catalogul cu carnetul, notele și și lua taică-s-o și, băi, dar păi astea-s note, asta e note și băiatul s-a ambiționat și a început să învețe și vine într-o zi acasă nota 10 la matematică și mândru îi arată la tata carnetul, tata, uite, nota 10 la matematică. Tata lui s-a uitat și a exclamat,
Băi, cât de ușor dau profesorii în ziua de astăzi nota 10. Pentru noi de râs. Copilul acela a fost așa de dărâmat încât a clacat cu tot. Nu s-a mai putut ridica nici de cum la nivelul, nici măcar la nivelul la care era. Trebuie să ai grijă ce îi spui la copilul tău și dacă îl vezi că muncește, tu să-i spui bravo! Tu ai ajuns aici pentru că am știut că poți, că tu ești valoros, tu ești ambițios, ești înțelept. Nu uitați că educația se face și prin încurajare. Haideți să ne finalizăm lucrurile pentru că deja este târziu. Vreau să facem o concluzie foarte simplă, una singură. Copiii noștri vor fi educați în măsura în care noi ne ocupăm de ei. Repetăm. Copiii noștri vor fi educați în măsura în care noi ne ocupăm de ei. Și aș vrea să plecăm cu câteva aplicații practice. Mie îmi plac astea, aplicațiile practice. Plecăm astăzi, că ce am vorbit până acum, poate uitați aproape tot. Dar prima aplicație, vreau să vă rog să vi le aduceți aminte. Prima aplicație, învață-l pe copil să citească Scriptura, să se roage, să fie cu bun simț, să facă X și Y lucruri. Dar apoi pune-te tu lângă el și dă-i un exemplu. Asta e prima aplicație. În special, tații, să nu uitați. A doua aplicație. Programează-ți diferite activități cu copiii. Fii lângă ei, fii implicat în viața lor, în activitățile lor. Du-te cu el la tenis, du-te cu el la cinema, du-te cu el la cumpărături. Fii lângă el, programează-ți activități cu el. El va aprecia lucrul ăsta. A treia aplicație. Dacă ai greșit, stabilește pedepse și ține-te de ele. Și ultima, dacă le-ai dat copiilor tăi o sarcină și au făcut-o bine sau într-o oarecare măsură, nu uita să-i încurajezi și să apreciezi. Amin. Amin. Amin? Amin. Doamne, ajută-ne la asta, vă invit să ne ridicăm în picioare și să încheiem cu o rugăciune. Poate după mesajul ăsta, cineva are în inima lui dorința să se roage. Poate că vrea să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru parcursul copiilor de până acum. Poate că unii au eșuat în educarea copiilor și vrea puteri și ajutor de la Dumnezeu. De asemenea, deci pentru orice, cine e îndemnat de Domnul în chestiunea asta, îl rog să vină înaintea Domnului fără nicio reținere. Nu vă gândiți că suntem mulți aici, suntem numai noi cu Domnul. Amin.